Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara are o nouă conducere. Rodica Peter a preluat această funcție, iar aceasta ne spune ce obiective are. Noul director are în vedere rezolvarea pe cât se poate a problemelor din Valea Jiului. Încă de când am început activitatea în funcția de director la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, am hotărât că intenția mea este să încerc să fac ceva pentru Valea Jiului, ceva mai mult, nu spun că nu s-a făcut până acum, dar ceva mai mult deoarece am constatat și din activitatea anterioară și acum de când sunt la DEVA că în Valea Jiului problemele sunt puțin mai mari decât în o mare parte a județului. În sensul că locurile de muncă sunt mai puține și șomerii sunt mai mulți. De aceea intenționez ca începând de chiar din această săptămână, dar de săptămâna viitoare, sigur va fi mediatizat și anunțat faptul că am program de audiențe vinerea în Petroșani pentru șomeri și nu numai, pentru toate persoanele care au probleme legate de Agenția Județeană. Lipsa locurilor de muncă și numărul mare al șomerilor din Valea Jiului sunt problemele pe care Rodica Peter dorește să le rezolve. Este lucru cu care eu m-am confruntat și care încerc să-l înțeleg, deoarece am observat că activitatea este destul de laborioasă la Agenția Județeană și la partenerii cu care lucrează Agenția Județeană în ceea ce privește formarea profesională a șomerilor, în sensul că există foarte multe cursuri de formare profesională pe diverse meserii. Personal calificat, din punctul meu de vedere, am putea avea și avem. Problema este ce facem cu acel personal calificat și consider că trebuie intensificată activitatea de discuții cu angajatorii, cu firmele, astfel încât să reușim să și angajăm o parte din cei pe care îi calificăm prin centrele noastre de formare profesională și prin cursurile pe care le organizăm. În urma suspendării din funcția de director al Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Hunedoara a lui Vasile Iorgovan, postul a rămas vacant. Astfel, pe acest post a fost numită prin detașare de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă Rodica Peter, fost secretar al Primăriei Municipiului Vulcan.